Vă citesc cu adresa domnului director Șandru semnată, el care zice așa: referitor la solicitarea dumneavoastră de preluare în administrare a rețelelor de apă și canalizare, împreună cu capacitățile de tratare și epurare ape uzate aflate pe area teritorială a comunei dumneavoastră, în condițiile actuale, societatea noastră nu poate opera aceste obiective. În data de 28.9.2016, au fost prelevate două probe de apă, una din bazinul de captare a sursei de apă din comuna Șieu și cealaltă din sediul primăriei. Atașăm în prezentei buletinele de analiză cu mențiunea că atâta timp cât apa nu este în parametri de potabilitate, societatea noastră nu poate prelua aceste obiective. Corect. Investițiile au fost derulate de către comuna Șieu și este firesc ca predarea acestora către operatorul regional să se facă în conformitate cu prevederile legale. Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate cu personal de specialitate în vederea rezolvării problemelor semnalate. Și acum mai avem o adresă trimisă de aici, de primărie, de către domnul primar, către Doralex. Nu știu cine a scris, că e scrisă cuvintele zdravate. Păi eu prin cum o printat. Prin care domnul primar le explică situația domnilor de la Doralex și le cere să rezolve problema cu potabilitatea apei. Și aici intervine turbidimetrie, exact, de care am zis. Da. Dar și mie mi se pare că prea mult o trenat situația din septembrie-octombrie anul trecut. Am stat după fundul firmei Terraqua, sau cum se numește, care furnizează aparatura, care în ianuarie spunea că fabrica din Germania care furnizează bani, nu lucrează, bani în concediu de sărbători. După aia tău comandat în Ungaria și că e chestiunea de zile până să ajungă. E la chestiunea de zile, au trecut încă o lună și nu s-a făcut nimic. Consilierul juridic a primit acuma, așteaptă să-l contacteze. Deci acum eu vreau asta, am vrut să înțeleagă toată lumea care e problema, de ce n-o preluat Aquabyssul. Nu că a fost contra consilierii, nu că s-a opus Roxana și că Roxana au propus tăierea apei la Șeoani, cum se povestește. Pentru că Aquabyssul a refuzat preluarea și a dat niște chestiuni care trebuie remediate. Exact. Și ce s-a făcut ca să remediază lucrurile? Am dat adresa, mă, trebuie să mă aduc. Ideea constructorului în instalația corespunde. Da. Constructorul, din punctul... Eu am vorbit nu oficial, pentru că nu m-am prezentat oficial, n-am avut nicio delegație. Din punctul lor de vedere, apa funcționează și nu vor mai interveni cu nimic. Are proces de recepție. Are. Aută. Și cine a fost specialiștii agri? De la APE, au fost și de la Aquabyssul, au fost și de la APE. Bă, de-a primăriei mă interesează, nu ăia. Primăria ce specialiști are primăria domnul Cătinean? Primăria o semna viceprimarul de la ora respectivă. Cum? Ce specialiști are primăria? Domnul Cătinean, aici vă răspund la întrebarea asta. Eu m-am dus la Aquabyss și am luat legătura cu persoana de la Aquabyss care a semnat procesul la final de recepție. Și punctul lui de vedere e total altfel decât al domnului director Șandru, care i-a promis domnului primar că în curând va fi preluarea. Și domnul mi-a zis în felul următor. I-am spus domnului primar că acolo la captare trebuie făcut nu știu ce șanț pentru apele pluviale să nu se amestece cu astea alte și până nu-i făcut ăla, noi nu putem prelua. Și o problemă care am mai zis-o la stațiile de pompare, aia rămâne de văzut dacă e adevărată sau nu când o să le dăm drumul, că nu o să facă față. Dar despre șanțul ăla, în adresă, ăștia n-o pomenit. Doamna Rosana, ca să ne elucidăm, domnul respectiv a fost membru în comisia... Și-o semnat, și-o, da. Și eu l-am întrebat, de ce a semnat? De ce a semnat la ora de atunci? O zis, păi așa a fost situația de așa natură că o trebuie să semnăm. Păi dacă că de bine că situația nu poate așa natură. Deci să nu ne ascundem. O semnat, răspunde. Nu vine să-mi spun la mult pentru că am unui bun. Da, dar până în alta pe noi lucrarea asta nu costă bani lunar. E costă bani lunar. Dar nu suntem la diverse. Nu suntem la diverse, suntem la buget. Nu, să aprobă niște bani pentru apă. Dar nu-s pentru apă, am astea pentru branșamente, n-ai treabă cu apă. Să înțelege că noi pe Doralex ne mai putem trage la răspundere de ce s-a întâmplat, de ce nu răspunde. Au contractul, există o garanție de 1.300.000 de unică. Dar ei spun că e ok. Ei spun că e ok. Și noi că trebuie să fim după mult de efect de canalizare. Deci pentru, nu un pic. Pentru asta, asta am discutat și cu Roxana. Angajăm un avocat să-l avem pe perioada mandatului, 1000 de lei pe lună ne cere onorariu pentru orice probleme care le ai juridic. Pentru că noi nu suntem specialiști. Eu nu spun că îi devină primar, îi devină viceprimar. Nu angajăm, faci contract. Noi trebuie să avem personal ca lume. Trebuie. Aici subliniem trebuie. Mai ales în primărie și un avocat îi conduce pe domnul Cătineanu, și pe ce îl plătești pe meseriaș? Aia e discuția. Pe ce bani îți vin în meseriașul? Avocatul primăriei e secretar. Păi e bun. Deci, aparatul primăriei. Vedeți ce plătiți? Concurs pentru postul de secretar. Să semnați cu semnătura dumneavoastră, răspundeți. Eu atâta vă spun. N-am nimic cu nimeni, dar în momentul când faceți o ilegalitate, eu sunt cel care o sesizez. Vă spun cinstit, suntem prieteni mega mea. Hai, dumneavoastră. Asta cu apa trebuie să... Ok.
Nu, îmi cer scuze dacă nu președinte, dar n-am putut să prezint la prea mult asta, că mă... Păi, doamna contabilă, zice, mai departe, cu ce... Bun, noi, stai un pic, ajung banii ăștia, sunteți deci, convinși că ajung? Mă, deci pentru blanșamente, pentru lezire, ajung. Pentru ce apare pe parcurs? Nu, dar nu facem rectificare. Facem, da, dacă mai trebuie. Ăștia au făcut un plan pentru extinderea asta la finalizare, au venit cu un plan să spună. Nu există de rectificare, nu am plan așa. Și când se termină la așa? Pe lucrurile aia, acum. Când se termină? O lună de zile au trebuit. O lună. Uitați, eu asta am întrebat. Ai dreptate aici. Eu asta am întrebat. Dacă banii ăștia, 117. Nu, nu, nu ajung pentru ăia care... Nu ajung, dar eu de asta am întrebat. Ăștia au făcut un plan. Când se termină la trecut și acolo pe stradă unde stă el în tine și unde stă Kingo. Nu, la Cociș, la Balmoș, eu asta am întrebat, ăștia au făcut un plan, la mine. Da, la tine prins. Ce nu-i prins atât la noi, apa la ei, la două, crezi că nu? Drăguș, la Drăguș, în capătul satului și la... Dar nu mai poți face acum că ai făcut deja proiectul pentru asta, înțelegi? Nu mai poți zine, nu-ți mai dă voie legea să faci acte adițional. Faci alt proiect, înțelegi? Pentru ăștia trei. În alți bani. În alți bani. Atâta vreme cât apa nu corespunde. Din punct de vedere sanitar și celelalte calități a apei, nu poți semna un contract de furnizare, de servicii de apă către populație. Dar nu fac. Nici pentru apă, nici pentru canal. Dar nu-i, domnul Petrian, nu-i contract de furnizare de apă. Îi înleznire de blanșare până la limita proprietății, da. Înțelegi? Deci nu am contract cu dumneata ca persoană fizică. Eu îți aduc apa până la limită, dar încă nu ți-am predat-o. N-am făcut niciun contract de predare primire. Mai mult de fapt, prezentă bugetul de nimeni, unde să mă dau la bani, în cazul ăsta, mai prinde bani ca să continui proiectul. Dar nu poți să prinzi, mă, trebuie bani mulți ca să faci acest proiect, n-ai de unde să iei din cărpelile astea de aici. Nu, mă, bani mulți pe alea, dau extindere. Nu, dacă să faci alt proiect, vezi că să faci un proiect generează alte costuri, nu numai cât îi plătești pe aia să faci apa. Dar să pornim. Una de alea două extindere, care zice el. Da, s-a pornit rău de la început. Da, aici avem. Vedele de branșare suportate de către proprietate, către abonat. Dar nu poți așa, domnule. Cum să nu poți? În care oraș din România branșarea se face cu cheltuiala primăriei? Numai la poștă duce. Da, la poștă. Deci, proiectul integrat 3.2.2 a avut o sumă de 2 milioane jumate de euro. V-am mai explicat și vă mai explic o dată. Din suma respectivă au fost 700 de mii care nu s-au cheltuit pe diverse și neprevăzut, da? Banii aia, dacă noi nu îi făceam pentru branșamente, se duceau dracu înapoi la Uniunea Europeană. Vrem să pierdem banii sau să-i folosim? Să-i folosim. Să-i folosim, tot Consiliul a fost de acord. Da, da. Consiliul vechi, da? Facem demersul ca să ne dea finanțare pentru branșamente. Că intervine alt aspect. În rețeaua mare, pe canalizare, dacă nu ai numărul de, nu știu, 20-25% de branșamente, nu funcționează stația dacă nu are ce mânca. Înțelegi? Eu știu. Dumneata știi, dar... Nu, da, știu că acei bani care au dat pentru recalculare și de o retușat cheltuielile pentru aducțiune și acolo, aveau nume fiecare. Pentru ce retușare și recalculare trebuie? Atunci când s-o dat aia 700, o fost să-i facă digul acolo, nu știu cum, să-l facă... Da. Ăla s-a făcut pe diverse și neprevăzute. Acolo a fost diverse și neprevăzute. Și-au rămas 700, domnul Cătia, 7 miliarde. La care s-au făcut branșamente, în lezine de branșare. Pe bani europeni, nu din bugetul local. Roxana știe și tot. Oricum, banii... Că nu vreau să ne apoi mai bine cu bani de frașare. Se duceau bani înapoi. Mai rămân 250. Care nu au fost incluși din cheltuieli din ăștia. Dau 1,5 miliarde. N-am prins capela de care am discutat. Păi bun, asta sunt rămas și la 250.000 din aia ce au rămas din excedentul de anul trecut. Care se pot folosi numai la investiții. Da, la investiții. Și capela fiind la investiții. De-aia m-am adus aminte de aia. Aia n-am prins-o, că asta vine la tribunal, Consiliul Local. E vorba de capelul ăla și eu, cum am discutat în ședință. Îți dau 150.000. Ca să o reabilităm aia, cum am zis, seriul ăla, sigur ne încadrăm în suma asta, ne și rămân. Ca să faci una nouă, au făcut Urmenișul, Piaca, stai pe să semnim. Vreo 6 comuni au făcut una nouă, cu avize, cu tot, 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 ca să o faci nouă, trebuie să ai toate avizele, ca să o faci veche, poți să o faci într-o locație de-a ta. Una nouă trebuie să fie avizată și proiectată de toată lumea. Le-au costat undeva la 400-455 de mii. Deci între 45 miliarde. Nouă. Nouă.
o capelă. Atât e cu proiectare, cu execuție, domnul Petrianu, și cu avize. Da, una, nouă, aici intervine acum iar la asemenea la diverse, pentru că intervine problema că vecinii de acolo deja au auzit și nu sunt de acord cu papelul locația. Un pic, noi încă n-am povestit locația. Eu vă rog, da. Să nu mai vorbiți în bani vechi. Păi când le-au spus în bani noi, nu s-au descurcat în banii noi, am cum să vă spun? În bani? Nu spune în bani noi. Oficial. În euro. Eu s-au dus 400 de mii, domnul primar, dacă tot ai povestit papelul. Uite, eu, 1009, nu am înțeles. Explicați-mă, 1009. Nu poate să existe 1009. Da, mă, 1009. Nu, 1009 lei? Nu, 1009.000. Păi 1009.000, bă, nu mă înțeles. Păi ori 1009.000, bă, zăpăciți. N-ai înțeles. 1009, la ăștia sunt 1000 lei, 1009, 1000 lei. No, când ți-i transform, sunt 1009, 1009, ce vrea să zic că 1009? Așa e, mă, programul, mă, 10 miliarde, 90 milioane transformate.